numele meu este Brăila Mihaela Iana și am fost desemnată prin Ordinul Prefectului Județului Iași numărul 277 din 2020 să particip la ceremonia privind investirea Consiliului Local al Comunei Sirețeal. Numărul de consilieri locali aleși la alegerile din data de 27 septembrie 2020 este de 11, numărul de consilieri prezenți astăzi la ceremonie din convocatorul pus la dispoziție de doamna secretară este de 11, numărul de consilieri aleși absenți nu este 0, numărul de invitați, sunt mai mulți invitați, am observat, în cadrul acestei ceremonii. Sunt constatate îndeplinite condițiile prevăzute de articolul 116 aliniatul 1 din Ordonanța de Urgență 57 pe 2019 privind codul administrativ, modificările și completările ulterioare, respectiv validarea unui număr de mandate de consilier local mai mare decât primul număr natural strict mai mare decât jumătate din numărul membrilor Consiliului Local stabilit potrivit articolul 112 pe 171 din Ordonanța de Urgență 57 pe 2019 privind codul administrativ, modificările și completările ulterioare. Scopul ședinței de astăzi, după cum știți, este constituirea Consiliului Local al Comunei Sirețeal, urmarea legilor publice locale din data de 27 septembrie 2020. Potrivit articolul 116 aliniatul 4 din ordinul din Ordonanța de Urgență 57 pe 2019, lucrările ședinței de constituire sunt conduse de cel mai în vârstă consilier local, ajutat de doi asistenți, cei mai tineri consilieri locali, ale căror mandate au fost validate prin judecătorie. Din datele puse la dispoziție de doamna secretară rezultă că cel mai în vârstă consilier este doamna Ștefan Maria, iar cei mai tineri consilieri sunt domnii Ifrim Bogdan Petru și Roman Ilie. Rugămintea mea este, invit pe domnii, respectiv doamna Ștefan Maria, aici, și pe domnii Ifrim Bogdan Petru și Roman Ilie. Nu, acolo la fata acolo, ca să zic de fiul la mine. Predau cuvântul doamnei Ștefan Maria, de granul de vârstă, pentru a conduce ședința de constituire. Ordinea de zi convocător. Ordinea de zi, da. Da, și ordine. Da, da. Nu, da. Nu, citire convocatorului cu cele două puncte pe ordinea de zi, doamne. Da, imediat, nu mai vreau să făceam o mână. Nu, ăla nu pe. Ok? Da. Prin ordinul prefectului județului Iași, 277 din 23.10.2003, se convoacă ședința de constituire a Consiliului Local de Municipal, în data de 28.10, ora 10, în sala de ceremonie a Căminului Cultural. Depunerea jurământului, punctul 1. Depunerea jurământului de către consilieri declarat aleși, ale căror mandate au fost validate de judecătoria Pașcani. Punctul 2. Depunerea jurământului de către primarul ales, validat de judecătoria Pașcani. Dăm citire consilierilor validați. Trebuie și lucrați? Dați citire întâi încheierii pronunțate de judecătorie. Încheierea judecătoriei prin care a fost validate mandatele consilierilor locali. Le aveți acolo în... Pe rol fie judecarea sau de civile promovată de pedientul biroiei de numărul 713, având ca obiect validare primară. Soluționarea cererii s-a făcut în camera de consiliu fără citare. Procedura legală îndeplinită. S-a făcut reiteratul cauzei de către grefier care învederează faptul că au fost depuse în scrisul de către Spaigelu privind depunerea raportului detaliat la veniturile și cheltuielile electorale la o cetate electorală permanentă, după care
instanța, considerând că au fost lămurite toate împrejurările de fapt și temerile de drept ale cauzei, declară dezbaterile închise, reținând resoluționare. Instanța, în data de 28.9.2020, a fost înregistrat pe rolul judecătoriei Pașcani sub numărul 49.148.66 din 2020, cererea de biroului electoral de circumscripție comunală numărul 78 Sirețel, județul Iași, privind validarea de către instanța mandatului de primar pentru candidatul Ștaiuc Gelu. Alăturați cererile s-au depus fără a fi cuprinse într-un dosar sigilat următoare procese verbale. Un exemplar al procesului verbal cu digitalizare voturilor. Doamna... Dați sentința doamnei secretare și va citi doamna secretară. Da, perfect. Încheiere numărul 2302 din dosar 4915-2166 din 2020. Pe rol, fiind judecarea cauzei civile promovată de petentul biroului electoral al circumscripției numărul 78 Sirețel, având ca obiect validare mandat consilier. Soluționarea cererii s-a făcut în Camera de Consiliu fără citare. Procedura legală îndeplinită s-a făcut referatul cauzei de către grefier, care invederează faptul că au fost depuse în scrisuri de către secretarul general al UAT Comuna Sirețel, după care instanța, considerând că au fost lămurite toate împrejurările de fapt și temeiurile de drept ale cauzei, declară dezbaterile închise, reținând cauza spre soluționare. Instanța, prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanțe la data de 28.09.2020, sub numărul 4915 pe 8666 pe 2020, biroul electoral de circumscripție numărul 78 Sirețel, județul Iași, a solicitat validarea candidaților pentru Consiliul Local al Comunei Sirețel, județul Iași. S-a depus dosarul privind rezultatele alegerilor pentru Consiliul Local al Comunei Sirețel, cuprinzând procesele verbale ale secțiilor pe votare și centralizatorul pentru alegerea Consiliului Local. Analizând actele dosarului, instanța constată cererea întemeiată în parte și urmează au admite astfel după, pentru următoarele considerente. Conform articolului 103 din legea 115 pe 2015, aliniat 1, biroul electoral de circumscripție comunală, orășănească municipală de sector al municipiului București, de circumscripție județeană, respectiv al municipiului București, încheie separat câte un proces verbal pentru Consiliul Local, pentru Consiliul General al municipiului București, ori pentru Consiliul Județean, după caz, respectiv pentru primar, pentru primarul general al municipiului București, ori pentru președintele Consiliului Județean, după caz, privind toate operațiunile electorale, centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor și atribuirea mandatelor. Procesul verbal cuprinde A. Numărul total al alegătorilor prevăzuți în listele electorale din circumscripția electorală, punctul A, aici e punctul aliniatul 1, punctul A2, punctul A3, așa. Din care, numărul total al alegătorilor potrivit listelor electorale permanente, numărul total al alegătorilor potrivit copiilor de pe liste electorale complementare, A3, numărul total al alegătorilor potrivit listelor electorale suplimentare, A4, numărul total al alegătorilor în cazul cărora s-a folosit urna specială, și B, numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne înscriși în listele electorale din care, din circumscripția electorală, din care B1. Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne înscriși în listele electorale permanente. B2. Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne înscriși în copiile de pe listele electorale complementare. B3. Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne înscriși în listele electorale suplimentare. B4. Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne în cazul cărora s-a folosit urna specială. C. Numărul total al voturilor valabile exprimate, aici este o formulă de calcul, egal suma voturilor valabile exprimate la punctul G. D. Numărul total al voturilor nule. E. Numărul total buletin de vot primite.
F, numărul buletinelor de vot neîntrebuințate și anulate. G, numărul total al voturilor valabile exprimate, obținute de fiecare listă de candidați sau de fiecare candidat independent pentru funcția de consilier după caz, numărul total al voturilor valabile exprimate obținute de fiecare candidat pentru funcția de primar, de primar general al municipiului București, respectiv de președinte al Consiliului Județean. H. Numele și prenumele candidaților aleși pentru Consiliul Local, respectiv Consiliul Județean și Consiliul General al Municipiului București, Partidul Politic, Alianța Politică sau Alianța Electorală care i-a propus, respectiv mențiunea de candidat independent. I. Numele și prenumele primarului, ale primarului general al municipiului București, respectiv al președintului Consiliului Județean ales și Partidul Politic, Alianța Politică sau Alianța Electorală care l-a propus ori mențiunea de candidat independent. J. Expunerea pe scurt a întâmpinărilor și contestațiilor formulate și a hotărârilor pronunțate de biroul electoral de circumscripție. Hotărârile pronunțate de biroul electoral de circumscripție sunt definitive. 3. Procesele verbale se întocmesc în două exemplare și se semnează de către președinte și de ceilalți membri ai biroului electoral de circumscripție și partea ștampilă acestuia. 4. Lipsa semnăturilor unor membri ai biroului electoral de circumscripție nu are nicio influență asupra valabilității procesului verbal. Președintele menționează motivele care au împiedicat semnarea. 5. Un exemplar al procesului verbal pentru Consiliul Local, pentru Consiliul General al Municipiului București, pentru primar, după caz, împreună cu întâmpinările, contestațiile și procesele verbale primite de la birourile electorale ale secțiilor de votare, formând câte un dosar sigilat și semnat de președinte și de membrii biroului electoral de circumscripție, se înaintează sub baza personalului structurii Ministerului Afacerilor Interne, în cel mult 48 de ore de la judecătoria la care era sectorială sau pe circumscripția electorală pentru care au avut loc alegeri, iar pentru Consiliul Județean, pentru președintele Consiliului Județean, respectiv pentru primarul general al municipiului București, tribunal, în a cărui rază teritorială se află circumscripția electorală pentru care au avut loc alegeri, respectiv tribunalul București, după caz, în vederea validării mandatelor. Potrivit articolului 114, din nou G57 2019, validarea mandatelor de consilier local. 1. Mandatele consilierilor locali declarați aleși sunt validate în cel mult 25 de zile de la data desfășurării alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale de judecătoria la care era judecătorială se află circumscripția electorală pentru care au avut loc alegeri în procedură necontencioasă, încheiere pronunțată în Camera de Consiliu fără a fi aplicabilă procedura de regularizare a cererii. 2. Mandatul unui consilier local este validat dacă, la data pronunțării încheierii Consiliului pronunțării, consilierul local declarat abis îndeplinește cumulativ următoarele condiții. A. Are domiciliu pe teritoriul unității administrative teritoriale în care a fost ales dovedit în actul de identitate în copie. B. Nu și-a pierdut drepturile electorale, fapt dovedit prin cazierul judiciar. C. Nu și-a pierdut calitatea de membru al partidului politic pe lista căruia a fost ales urmarea demisiei sau urmarea excluderii prin hotărârea definitivă a forului competent al partidului politic, ori prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, și fapt dovedit prin confirmările prevăzute la articolul 121 alinea 1, sau prin hotărâre definitivă a instanței judecătorești după caz. D. Mandatul financiar coordonator. Mandatarul financiar coordonator a depus raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale în conformitate cu prevederile legii privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, fapt dovedit prin depunerea raportului în condițiile legii. E. Nu a renunțat la mandat în condițiile articolului 115. F. Nu a fost ales prin fraudă electorală constatată în condițiile legii privind alegerea autorităților administrative publice locale, dovedită prin documentele privind rezultatele alegerilor înaintate de către biroul electoral de circumscripție judecătoriei, în a cărei rază teritorială se află circumscripția electorală, pentru care au fost desfășurate alegeri. 3. Consilierii locali declarați aleși au obligația transmiterii către secretarul general al unității sub diviziunea administrativ-teritorială a documentelor referitoare pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute la articolul la aliniat 2 litera A și E în cel mult 15 zile de la data desfășurării alegerilor pentru care se eliberează o confirmare de primire. Termenul de 15 zile este termen de decădere, caz în care secretarul general al unității și subdiviziunii administrativ-teritoriale transmite judecătoriei documentele care au fost puse la dispoziție înăuntru acestui termen, precum și o adresă prin care propune validarea consilierilor care au depus documentele prevăzute aliniat 2 sau, după caz, invalidarea consilierilor care nu au depus aceste documente.
4. Secretarul general al unității sau subdiviziunii administrativ-teritoriale are obligația de a transmite judecătoriei în care raza teritorială se află circunscripția electorală prin care au avut loc alegeri documentele doveditoare pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute la aliniat 2, litera A până la E, în termen de 2 zile de la împlinirea termenului prevăzut la aliniat 3, în vederea validării mandatelor consilierilor locali declarați aleși. 5. Încheierea judecătoriei privind validarea sau, după caz, invalidarea mandatelor consilierilor locali cuprinde numele consilierilor locale ale căror mandate au fost validate și se comunică de îndată prefectului și secretarului general al unității sau subdiviziunii administrativ-teritoriale. În prima zi lucrătoare ulterioară comunicării încheierii, secretarul general al unității sau subdiviziunii administrativ-teritoriale informează consilierii locali declarați aleși privind la validarea mandatelor lor, supleanții acestora privire la invalidarea mandatelor consilierilor locali declarați aleși și partidele politice sau organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale. Încheierea judecătoriei prin care sunt validate mandatele este comunicată și respectivilor consilieri locali declarați aleși. În termen de 3 zile de la comunicare, cei interesați pot formula apel împotriva încheierii judecătoriei de validare sau invalidare a mandatelor. Apelul se soluționează pe tribunalul în a cărui circunscripție se află judecătoria care a pronunțat încheierea în termen de 5 zile de la depunerea apelului, în procedură necontencioasă, fără a fi aplicabilă procedura de regularizare a cererii, hotărârea fiind definitivă, hotărârea se comunică de îndată de la pronunțarea prefectului, secretarului general al unității administrativ-teritoriale și consiliului local declarat ales. Pronunțarea încheierii judecătoriei, respectiv pronunțarea hotărârii tribunalului, se poate amâna o singură dată, cel mult 24 de ore, iar termenul pentru motivarea încheierii, respectiv a hotărârii, este de cel mult 48 de ore la pronunțare. Conform articolul 47 din legea 334/2006, aliniat 1, în termen de 15 zile de la data desfășurării alegerilor, mandatarii financiari coordonatori sunt obligați să depună la autoritatea electorală permanentă rapoartele detaliate ale veniturilor și cheltuielilor electorale, ale partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale, organizațiilor cetățenilor români aparținând minorităților naționale și ale candidaților independenți, precum și cuantumul datoriilor înregistrate ca urmare a campaniei însoțite de declarațiile prevăzute la articolul 28 al linia 13. 2. Autoritatea electorală permanentă asigură aducerea la cunoștință publică a listei partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale, organizațiilor cetățenilor români aparținând minorităților naționale și a candidaților independenți care au depus rapoartele detaliate ale veniturilor și cheltuielilor electorale pe măsură ce acestea sunt depuse prin publicări succesive în Monitorul Oficial al României, partea 1. 3. Rapoartele prevăzute aliniatul 1 și 2. Precum și cuantumul datoriilor înregistrate ca urmare a campaniei electorale se publică de Autoritatea Electorală Permanentă în Monitorul Oficial al României, partea 1, în termen de 60 de zile de la publicarea rezultatului alegerilor. 4. În situația în care la data depunerii raportului detaliat de venituri și cheltuieli electorale, candidații independenți sau partidele politice înregistrează datorii aceștia, au obligația să raporteze trimestrial al Autorității Electorale Permanente stadiul achitării datoriilor înregistrate în campania electorală până la data achitării între integrarea acestora. 5. Candidaților declarați aleși. Nu li se pot valida mandatele dacă raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale pentru fiecare partid politic sau candidat independent nu a fost depus în condițiile legii. Potrivit articolului 115 din OUG 57/2019, renunțarea la mandat înainte de validare. 1. Consilierul local declarat ales poate renunța la mandat în cel mult 10 zile de la data desfășurării alegerilor, situație în care comunicăm același termen sub semnătură decizia sa secretarului general al unității administrativ-teritoriale. 2. Secretarul general al unității subdiviziunii administrativ-teritoriale transmite judecătoriei în a care era teritorială să apă circunscripția electorală pentru care au avut loc alegeri și prefectul declarațiile semnate de consilierii locali declarați aleși prevăzut la aliniatul 1, termenul prevăzut la articolul 114/4. Instanța reține că procesul verbal privind centralizarea voturilor este în conformitate cu procesul verbale a secțiilor de votare din circunscripția electorală numărul 78. De asemenea, se constată că pentru numiții Ifrim Petru Bogdan, Dulgheru Gabriel, Șpaiu Doina, Ciobanu Valentin Roman, Ilie Băirel Mihai, Jardă Constantin, Ostei Petrică, Bojocaru Mihai Marius, Prăjanu Vasile, Ștefan Maria, s-au depus la dosar în înscrisuri prin care se face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute la articolul 114/2 litera AE din OUG 57/2019 și nu s-a dovedit faptul că alegerea acestora s-a făcut prin fraudă electorală. Conform dispozițiilor articolului 100
aliniat 22 din legea 115/2015, atribuirea mandatelor de consilier se face de către biroul electoral de circunscripție în ordinea înscrierii candidaților în listă și începe cu lista de candidați pentru care au fost exprimate cele mai multe voturi. Verificând constatarea rezultatului alegerilor și atribuirea mandatelor pentru funcție de consilier local, se constată că, în privința candidaților PSD, nu au fost respectate prevederile articolului 100 alinia 22 din legea 115/2015, nefiind atribuit mandat de consilier primarului candidat înscris pe listă respectiv Șpaiuc Gelu, mandatele fiind atribuite începând cu poziția a doua și terminând cu poziția a noua. Instanța constată că atribuirea mandatelor în acest mod s-a făcut cu încălcarea dispozițiilor legale, astfel pentru acest partid mandatele trebuiau atribuite în ordinea înscrierii candidaților pe listă, începând cu poziția 1 și terminând poziția 8. Este adevărat că numitul Șpaiuc Gelu a candidat și la funcția de primar al comunei și a câștigat alegerile, însă având în vedere dispozițiile articolul 88 din legea 161/2003, pentru a evita starea de incompatibilitate, acesta avea posibilitatea de a renunța la mandatul de consilier local, urmând a se soluționa validarea unui supleant în baza articolul 19 din OUG 57/2019. Nu există nicio dispoziție legală care în astfel de situații să permită biroul electoral să îl excludă pe primarul candidat de pe lista, motivat de faptul că a câștigat funcția de primar și să înceapă atribuirea mandatelor de consilier pe poziția a doua de pe lista de candidat. Prin urmare, atribuirea mandatelor de consilier s-a făcut corect doar în ceea ce îi privește pe numiți Ifrim, Petru Bogdan, Dulgheru Gabriel, Șpaiuc Doina, Ciobanu Valentin, Roman Ilie, Băirel Mihai, Jardă Constantin, astfel încât, constatând îndeplinirea procedurii prevăzute la articolul 47 alineatul 1 din legea 334/2006, raportul fiind depus la Autoritatea Electorală Permanentă în baza dispozițiilor articolul 114 din OUG 57/2019, instanța urmează a valida mandatele consilierilor locali menționați anterior. Candidatul PSD Matei Petru, căruia i s-a atribuit mandat, nu poate fi validat în prezent, întrucât, așa cum am arătat, acestuia i s-a atribuit mandat prin călcare legii, fiind exclus în mod nelegal primul candidat de pe listă și începându-se atribuirea cu candidatul de pe poziția a doua. În ceea ce îl privește pe candidatul Andron Gheorghe Dănuț, căruia s-a atribuit mandat din partea PNL, instanța va dispune invalidarea mandatului acestuia, întrucât în baza dispozițiilor articolul 115 din OUG 57/2019, acesta a renunțat la mandat, declarația de renunțare fiind depusă la dosar. Conform dispozițiilor articolul 119 din OUG 57/2019, validarea mandatelor supleanților se face după următoarea procedură. 1. Mandatele supleanților sunt validate de judecătoria la care rază teritorială se află circunscripția electorală pentru care au avut loc alegeri, în procedură necontencioasă, prin încheiere pronunțată în Camera de Consiliu, fără a fi aplicabilă procedura de regularizare a cererii. Validarea mandatelor supleanților se realizează în condițiile articolului 114 alinea 2, cu respectarea prevederilor legii privind alegerea autorităților administrației publice locale în situația în care consilierul local declarat ales se află în una dintre următoarele situații. A. Nu este validat ca urmare a neîndeplinirii condițiilor prevăzute la articolul 114 alinea 2. B. Este considerat demisionat de drept, potrivit articolul 116 aliniat 9. 2. În cazul prevăzut la aliniatul 1, litera A, mandatele supleanților sunt validate în termen de 10 zile de la data rămânei definitive a încheierii de invalidarea mandatului consilierului local declarat ales. În cazul prevăzut la aliniatul 1, litera B, mandatele supleanților sunt validate în termen de 10 zile de la comunicarea ordinului prefectului prevăzut la articolul 118 aliniat 5. 4. Supleanții au obligația transmiterii către Secretarul General al Unității Administrativ-Teritoriale a documentelor doveditoare pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute la articolul 114 alinea 3 cu cel puțin 7 zile înainte de împlinirea termenului prevăzut la alinea 2 sau 3, după caz, pentru care li se eliberează o confirmare de primire. Termenul pentru transmiterea documentelor către Secretarul General al UATM este termen de decădere, caz în care Secretarul General transmite judecătoriei documentele care au fost puse la dispoziție înăuntru acestui termen, precum și o adresă de informare prin care propune validarea supleanților care au depus documentele prevăzute la articolul 114 alinea 2 sau după caz, invalidarea supleanților care nu au depus aceste documente. Secretarul General al Unității Administrativ-Teritoriale transmite judecătoriei documentele doveditoare pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute la articolul 114 alinea 2, litera A până la D, cu cel puțin 7 zile înainte de împlinirea termenului prevăzut la aliniat 2 sau 3, după caz 6, supleantul a cărui mandat a fost validat în condițiile prezentului articol de punere jurământului în a doua ședință, privind ceremonia de constituire a Consiliului Local, prevăzută la articolul 116 sau în prima ședință a Consiliului Local, după caz.
7. Prevederea aliniatului 6 se aplică în mod corespunzător supleantului declarat ales, al cărui mandat a fost invalidat de judecătoria competentă în primă instanță, dar care a fost validat prin hotărârea tribunalului. 8. Supleantul a cărui mandat a fost validat, care nu depune de jurământ în condiția aliniatului 6 sau după caz aliniat 7, oricare refuză să depună jurământ este considerat demisionat de drept. 9. Prevederile articolului 118 alinea 3 se aplică în mod corespunzător. Prin urmare, instanța constată că validarea mandatului supleantului se realizează într-o altă etapă, mai exact după rămânerea definitivă a hotărârii prin care se dispune invalidarea mandatului consilierului declarat ales. Pentru aceste motive, numele legii dispune: admite în parte cererea de validare introdusă de biroul electoral de circumscripție numărul 78 de țelul județul Iași, validează mandatul candidatului PSD Ifrim Petru Bogdan în funcția de consilier local al comunei Sirețel județul Iași. Validează mandatul candidatului PSD Dulgheru Gabriel în funcția de consilier local al comunei Sirețel județul Iași. Validează mandatul candidatului PSD Șpaioc Doina în funcția de consilier local al comunei Sirețel județul Iași. Validează mandatul candidatului PSD Ciobanu Valentin în funcția de consilier local al comunei Sirețel, județul Iași. Validează mandatul candidatului PSD Roman Ilie în funcția de consilier local al comunei Sirețel, județul Iași. Validează mandatul candidatului PSD Băirel Mihai în funcția de consilier local al comunei Sirețel, județul Iași. Validează mandatul candidatului PSD Jardă Constantin în funcția de consilier local al comunei Sirețel, județul Iași. Validează mandatul candidatului PNL Costei Petrică în funcția de consilier local al comunei Sirețel, județul Iași. Validează mandatul candidatului PNL Cojocaru Mihai Marius în funcția de consilier local al comunei Sirețel, județul Iași. Validează mandatul candidatului PNL Prăjanu Vasile în funcția de consilier local al comunei Sirețel, județul Iași. Validează mandatul candidatului ALDE Ștefan Maria în funcția de consilier local al comunei Sirețel, județul Iași. Invalidează mandatul candidatului PNL Andron Gheorghe Dănuț la funcția de consilier local al comunei Sirețel, județul Iași. Respinge ca prematură cererea de validare a mandatului candidatului PSD Maftei Petru la funcția de consilier local al comunei Sirețel, județul Iași. Prezenta încheiere se va comunica de îndată prefectului și secretarului general al comunei Sirețel. Prezenta încheiere se va comunica și numitului Andron Gheorghe Dănuț cu drept de apel pentru cei înscriși în termen de 3 zile de la comunicare conform la dispoziția articolului 14 alinea 6 din 957. Doamna președinte, invitați acum fiecare consilier local validat prin încheiere ca să depună jurământul. Deci, fiind doamna sau... Aveți jucătorul acolo în față, da? Deci fiecare care trebuie să vină să depună, fiecare consilier. Băirel Mihai. Chemăm în ordine, scrieți pe listă, pentru depunerea jurământului pe Băirel Mihai. Jurământ. Subsemnat Băirel Mihar, consilier local ales al comunei Sirețel, în conformitate cu prevederile articolului 117 din ordonanța de urgență a Guvernului, numărul 57 din 2019, privind aprobarea codului administrativ cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Sirețel. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Chemăm pe domnul Ciobanu Valentin pentru depunerea jurământului. Jurământ.
Subsemnatul Ciobanu Valentin, consilier local ales al Comunei Sirețel, în conformitate cu prevederile articolului 117 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57 din 2019, privind aprobarea codului administrativ cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Sirețel. Așa să ne ajute Dumnezeu. Mulțumesc. Chemăm pe domnul Cojocaru Marius, Mihai Marius, pentru depunerea jurământului. Subsemnatul Cojocaru Mihai Marius, consilier local ales al Comunei Sirețel, în conformitate cu prevederile articolului 117 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 pe 2019, privind aprobarea codului administrativ cu modificări și completări ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în putere, puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Sirețel. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul Costei Petrică, pentru depunerea jurământului. Subsemnatul Costei Petrică, consilier local ales al Comunei Sirețel, în conformitate cu prevederile articolului 117 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57 pe 2019, privind aprobarea codului administrativ și modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile mele pentru, și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Sirețel. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Unul sau două? Luăm și acasă. Pun în tablou. Mulțumesc. Domnul Dulzean Gabriel. Subsemnatul Dulgheru Gabriel, consilier local ales al Comunei Sirețel, în conformitate cu prevederile articolului 117 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57 din 2019, privind aprobarea codului administrativ teritorial cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorului jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în putință și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Sirețel. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Semnatul Licin Petru Bogdan, consilier local ales al Comunei Sirețel, în conformitate cu prevederile articolului 117 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57 pe 2019, privind aprobarea codului administrativ cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Sirețel. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul Jardă Constantin, pentru depunerea jurământului. Aprobă.
Aveți nevoie de ochelari? Da, dacă. Da, poftiți, mai să vă vin. Subsemnatul Jardă Constantin, consilier local al Comunei Sărețel. În prevedere de legare a articolului 117 din Ordonanța de Urgență al Guvernului 57/2019, privind aprobarea contului administrativă, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării, să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în putință și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Sărețel. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul Prăjanu Vasile. Subsemnatul Prăjanu Vasile, consilier local ales al Comunei Sărețel, în conformitate cu prevederile articolului 117 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 57/2019, privind aprobarea codului administrativ cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Sărețel. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Subsemnatul Roman Ilie, consilier local, ales local al Comunei Sărețel, în conformitate cu prevedența articolului 117 din Ordonanța de Urgență al Guvernului numărul 57/2019 privind aprobarea codului administrativ cu modificare și completență următoarele, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele localității Comunei Sărețel. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Doamna Șpaiuc, Doina. Felicitări. Cum am luat doamna noastră? Subsemnata Șpaiuc Doina, consilier local al Comunei Sărețel, în conformitate cu prevederile articolului 117 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57 din 2019, privind aprobarea codului administrativ cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorului Comunei Sărețel. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Acum o prieten. Urmează doamna Ștefan Maria. Acum dăm și ochelarii. Subsemnata Ștefan Maria, consilier local ales al Comunei Sărețel, în conformitate cu prevederile articolului 117 din Ordonanța de Urgență a Guvernului, numărul 57/2019, privind aprobarea codului administrativ cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Sărețel. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Da, mulțumesc. Marie, ești doar la ultimea chizină? Deci nu sunt acolo. De acolo primarul de acum. Sau numai Consiliul Local.
Urmează punctul 2, pe ordinea de zi, de punerea la proiectului domnului primar și Paiu Geru. Dați-i, doamnei secretare, că citești. Pe rol, fiind judecarea cauzei civile, promovată de petentul biroului electoral, de circunscrisie numărul 78 Sereței, având ca obiect validarea estimată. Soluționarea cererii s-a făcut în camera de consiliu fără cițare. Procedura legată îndeplinită. S-a făcut referatul cauzei de către grefier, care vederează faptul că au fost depuse în scrisul de către Spaiu Geru privind depunerea raportului detaliat la veniturile și cheltuielile electorale la autoritatea electorală permanentă, după care instanța, considerând că au fost lămurite toate împrejurările de fapt și temerile de drept ale cauzei, declară dezbaterile închise deținând cauza spre soluționare. Instanța, la data de 28.09.2020, a fost înregistrat pe rolul judecătoriei Pașcani sub numărul 491-4914-866-2020 cererea biroului electoral de circumscripție comunală numărul 78 Sireților de Tuiaș privind validarea de către instanță a mandatului de primar pentru candidatul Spaiu Geru. Alăturat cereri s-au depus fără a fi cuprinse într-un dosar sigilat următoarele procese verbale, un exemplar al procesului verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor, atribuirea mandatului de primar la alegerile locale din 27.09.2020, procesul verbal, secția de votare numărul 647, privind consemnarea rezultatelor pentru de primar la alegerile locale din 27.09.2020, procesul verbal, secția de votare 648, privind consemnarea rezultatelor pentru primar la alegerile din 27.09.2020, procesul verbal, secția de votare 649, privind consemnarea rezultatelor pentru primar la alegerile locale din 27.09.2020. Proces verbal, secția de votare 650, privind consemnarea rezultatelor pentru primar la alegerile locale din 27.09.2020. S-a depus la dosarul cauzei dovada de punere raportului de venituri și cheltuieli electorale pentru Partidul Social Democrat. S-a dispus atașarea dosarului privind candidatura la funcția de primar aflat în păstrarea judecătoriei Pașcani. Din analiza înscrisurilor dosarului, instanța constată următoarele. La alegerile din 27.09, candidatul Spaiu Geru, făcut de Partidul Social Democrat, a obținut un număr de 1015 voturi, din numărul de 1850 valabile exprimații, după cum le este în procesul verbal întocmit de biroul electoral, circumscripție numărul 78 Sireților, fiind declarat ales în funcția de primar. Potrivit dispoziției articolul 49 și 2 din codul administrativ, adoptat în ordonanța de urgență a guvernului 57-3-2019 și validarea alegerii primarului, mandatul primarului declarat, alegerea este validată în termen de 20 de zile de data desfășurării alegerilor de către judecătoria în acele rază teritoriale se află circumscripție electorală prin care au avut loc alegeri, în procedură necontencioasă. Validarea se realizează la judecătorie după depunerea raportului detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale, potrivit legii privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, prin încheierea pronunțată în camera de Consiliu, fără a fi aplicată procedura de regularizare. Invalidarea legii nu se poate pronunța în cazul în care se constată, potrivit legii, privind alegerea autorităților publice locale, încălcarea condițiilor eligibile sau alegerea acestea făcută în cauza unei electorale. Conform dispoziției articolul 4, alineatul 1 și 2 din legea numărul 5/2015 pentru alegerea autorităților administrativi publice locale,
pentru modificarea legii administrative publice locale 2015-2000, precum și pentru modificare și completarea legii 3903-2004 privind statutul aleșilor locale, au dreptul de a fi ales consilier primar sau președinte a Consiliului de Județeni, cetățenii și cu drept de vot, care au îndeplinit până ziua alegerilor, inclusiv vârsta de cel puțin 23 de ani, dacă nu le este interzisă asocierea în partidele politice potrivit aliniatul 3 din Constituția României Republicană. Pot candida mai persoanele care au domiciliul pe teritoriul unității administrative teritoriale care urmează a fi alese. De asemenea, se are în vedere că potrivit dispoziției articolul 6 aliniatul 2 din legea 115 nu pot fi aleși cetățenii care fac parte din categoriile prevăzute la articolul 40 aliniatul 3 Constituția Republicană. Persoanele care fac parte din categoriile prevăzute la aliniatul 1 precum și persoanele care li s-a interzis prin hotărâri judecătorească definitivă exercitarea dreptului de a fi ales în autoritățile publice sau orice alte funcții publice. Astfel, analizând îndeplinirea tuturor acestor condiții referitor la prima condiție, input de la timp de disciplină finală a partidelor și candidatul prezident participa la alegeri, instanța reține că aceasta este îndeplinită. Partidul Social Democrat, competitor electoral, partea căreia a candidat persoana, a cărei validare se solicită, depunând în termen legal, mai exemplu la data de 6-10-2020, în condiția articolul 47, legea 334-2006, raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor la autoritate electorală permanentă Biroul Județean Iași. În acest punct se impune analiza celorlalte condiții extrase din corelor dispoziția articolul 149, liniatul 2 din codul administrativ, coroborate cu dispoziția articolul 4 aliniatul 1, respectiv articolul 6 aliniatul 2 din legea 115-2015. Astfel, ele reiesc din interpretarea a dispoziției articolul 49 aliniatul 2, codul administrativ, care prevede că se va propune invalidarea alegerii primarului în care se constată încălcarea condițiilor eligibile sau dacă alegerea primarului s-a făcut prin fraudă electorală. Așadar, condițiile de validare sunt îndeplinirea condițiilor de eligibilitate în exemplu fraudei dovedit în sensul legii speciale. Evident că nu se poate pune problema existente unei fraude electorale în lipsa unor indicii temeinice în acest sens, ori a unor acte de procedură efectuate în legătură cu existența unei fraude electorale. Deși verificarea de eligibilitate se realizează și la momentul primirii candidaturilor de către biroul, deci se are în vedere că totuși birourile electorale, de ce cum sunt organe administrative la atribuții jurisdicționale compuse din reprezentanța partidului politic și de regulă un magistrat. Hotărârea acestor birouri se pot avea autorul de lucru judecat. De altfel, trimiterea expresă articolul 149 aliniatul 2, codul administrativ, la cazul de invalidare, constând în neîndeplinirea condițiilor de eligibilitate, în la analiza îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege în acest sens. După cum s-a arătat anterior, au dreptul de a fi aleși consilier, primar sau președinte ai Consiliului de Teni, cetățenii de legătură, care au împlinit până în ziua alegerilor, inclusiv vârsta de cel puțin 23 de ani, dacă nu le este interzis asocierea în partide politice, potrivit articolul 40 aliniatul 3 din Constituția României Republicană, putând candida numai persoanele care au domiciliu pe teritoriul unității administrative teritoriale în care urmează să fie alese. Articolul 4, aliniatul 2 din legea 115-2015. În cauza de față, domnul Spaiugeru îndeplinește condiția de vârstă, fiind născut în data de 4-4-65, având domiciliu actual pe teritoriul Comunei Sireteru de Tuia. De asemenea, este dovedit că domnul Spaiugeru este membru al PSD, nefiind incidente în cazul dumnealui,
dispoziție, articolul 40 alineatul 3 din Constituția României. De asemenea, raportat la articolul 6 alineatul 2 litera B, legea 115/2015, candidatul în cauză nu a fost condamnat penal, pentru că nu se pune problema interzicerii exercitării dreptului de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice. Prin urmare, constatând îndeplinirea condițiilor de eligibilitate, în condiția articolului 49 alineatul 1 din codul administrativ, instanța care dispune validarea mandatului de plenar, obținut de domnul Ștaiu Gelu, candidat din partea Partidului Social Democrat pentru Comuna Sirețel. Pentru aceste motive, numele legii dispune, admite cererea biroului electoral, de circunscripție comunală numărul 78 Sirețel de Triat, și validează mandatul în funcție de primar al Comunei Sirețel a domnului Ștaiu Gelu, candidat din partea Partidului Social Democrat. Prezenta se va comunica Instituției Prefecturii Județului Iași, secretarul general al luat Comuna Sirețel, de treabă în vedere a aducerea la cunoștință publică a prelegii. Cu drept de apel, ce se depune la Tribunalul Iași în termen de două zile de la aducerea prelegii la cunoștință publică, soluționat în camera de conștiință, în procedură necontencioasă, comunicată în ședință publică 12.10.2020. Depune acum cuvântul? Da, da. S-au anunțat în ședința publică, ăsta e motivul pentru care am întrebat. Se punea contestații, dacă vă uitați. Scrie după ce s-a anunțat în ședința publică, dar ședința dacă publică se depune. În instanță, doamnă. Chemăm pe domnul Ștaiu Gelu pentru depunerea jurământului. Subsemnatul Ștaiu Gelu, primar ales al Comunei Sirețel, în conformitate cu prevederea articolului 117 din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57/2019 privind aprobarea codului administrativ cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Sirețel. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Declarăm ședința închisă. Aș vrea să mulțumesc locuitorilor Comunei Sirețel pentru simțul civic pe care l-au arătat cu ocazia alegerilor locale din 27 septembrie, din modul cum s-au prezentat la urne. De asemenea, vreau să mulțumesc tuturor celor care și-au pus speranțele în candidatura mea și a colegilor mei și sperăm și o să arătăm că nu vom dezamăgi în ceea ce vor și va urma. Da, 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 da. Bună ziua! Ba, da, doamnelor consilieri, domnilor consilieri, onorați invitați, numele meu este Ovidiu Laicu, sunt fost director general al Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Moldova, actual președinte național al Asociației Drumarilor și Podarilor Profesioniști din România și ca și dumneavoastră consilier local la Primăria Municipiului Iași. Vibrez și eu alături de dumneavoastră la emoțiile pe care le aveți, chiar dacă sunteți la mai multe mandate.
cum e domnul primar, cum e doamna, sau la sânghet la primul mandat. Emoțiile sunt inerente. Și din cauza asta, vă rog să-mi permiteți să vă spun un lucru pe care trebuie să-l țineți. Știți foarte bine cu toții că Olimpiada sportivă se încheie cu o probă, regina Olimpiadei, numită maraton. Maratonul este ultima probă, are o lungime de 42,175 de kilometri și este în cinstea soldatului grec, Filipides, care a fugit de pe câmpia maratonului până la cetatea Atenei ca să anunțe victoria grecilor și sfârșitul războiului. Dumneavoastră, începând de astăzi, în acest moment, vă aliniați dumneavoastră la un maraton. Nu la un maraton sportiv, dar la un maraton politic, care se va desfășura pe durata 4 ani, cu ședințe ordinare, extraordinare și, bineînțeles, cu comisii. La sfârșitul acestui maraton, trebuie să veniți în fața locuitorilor care v-au acordat încrederea pe proiectele pe care dumneavoastră le-ați propus, pe proiectele pe care dumneavoastră le-au sugerat, astfel încât aceste meleaguri probate să cunoască o înflorire. Nu vă spun regretul că Comuna Sirețel are mult de lucru. Dacă mă uit la comunele din jurul Comunei Sirețel, Tătăruși, Lescu, Vânători, Cobinți, sunt cu foarte, foarte mulți pași înaintea dumneavoastră. Am văzut acum trei obiective. Primăria, această clădire care este dată la defectivitatea clădirii cultural și mai încolo dispensară. Nu se poate să arate în acest alt. Eu am fost în 2008 și eu că am făcut atunci când a fost votul nominal și am făcut aici o ședință chiar afară. Până de atunci cred că nu s-a dat o viziunea cu barbe pe această clădire. Nici pe interior, nici pe exterior. Dar, probabil, cu siguranță, domnul primar, cu echipa dumnealui, va reuși să facă din această localitate o adevărată bijuterie. Și vă mai spun o poveste de altă dată japoneză scurtă. Un profesor de arte marțiale japonez, profesorul Zin, mergea cu el și arată, uite, vezi, vulpea aia fugărește iepurile. Și să știi că iepurile va scăpa. Elevul îi spune, domnule profesor, n-are cum să scăpe, maestre, pentru că vulpea fuge mai repede. Da, fuge mai repede, dar iepurile se va feri. Păi de ce sunteți așa de sigur? Pentru că vulpea fuge ca să aibă diseară o cină coascoasă, pe când iepurile fuge ca să-și salveze viața. Așa și dumneavoastră, domnilor și doamnelor consilieri, trebuie să fugiți ca să salvați această comună, să o aducem în rândul comunelor europene, să acceptați fonduri europene și mare atenție, pentru că sunt mulți care ai luat acele vulpi. Îi interesează doar o cină. Că mai sunt vreo 98 de comune, nu sunteți numai dumneavoastră. Și care este mai iute de picior, e de lor. De asta vă spun, sprijiniți proiectele, sprijiniți comuna, ca să puteți veni în fața locuitorilor peste 4 ani cu tot ceea ce le-ați promis. Vă mulțumesc și vă doresc mult succes!